Victoria Ocară vă prezintă Telejurnalul. Bună ziua și bine v-am găsit la Telejurnal. Iată principalele subiecte. În ședința de ieri, guvernul de la Chișinău a decis să taie indemnizațiile oferite bugetarilor care s-au infectat cu noul coronavirus la locul de muncă. În contextul în care coaliția de guvernare a rămas oficial cu doar 48 de mandate, președintele Igor Dodon susține că doar dizolvarea legislativului și alegerile parlamentare anticipate pot rezolva criza politică de la Chișinău. Pericol iminent de incendii în Grecia. Sunt vizate regiunile Atena, Salonic și Halkidiki, dar și unele dintre cele mai populare insule, printre care Zakynthos, Corfu, Rodos și Chios. Bugetarii, în special medicii care luptă împotriva coronavirusului, nu vor mai primi indemnizația de 16.000 de lei dacă se infectează la locul de muncă. Informația apare în Ziarul Național, care a descoperit că executivul a anulat ieri această prevedere. Detalii ne oferă Sabina Hirianov. Bună ziua, Sabina, te ascultăm! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Potrivit Ziarului Național, abrogarea acestei decizii a fost una camuflată. Mai exact, anularea indemnizației a fost ascunsă într-un proiect de lege care prevede modificarea unor acte normative, fiind penultimul punct dintr-un șir de facilități aprobate pentru agricultori. Mai mult, această decizie nu s-a găsit nici în comunicatele de presă ale Guvernului și Ministerului Finanțelor. Iar președintele țării, Igor Dodon, a declarat azi dimineață că nu cunoaște nimic despre acest subiect. Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, până acum 2000 de bugetari au beneficiat de această indemnizație în valoare de 16.000 de lei, iar pentru acest scop au fost alocate aproape 45 de milioane de lei bani din bugetul statului, inclusiv și bani din donațiile cetățenilor făcute pentru combaterea consecințelor pandemiei. Până acum, la locul de muncă s-au infectat 4.500 de medici, peste 700 de polițiști și sute de angajați din primării. Deocamdată acestea au fost informațiile. Revenim cu mai multe detalii în cadrul buletinului de știri de la ora 18.00. Sabina, îți mulțumesc. Pensia minimă se va majora cu 12 lei în Republica Moldova. Guvernul a aprobat în ședința de ieri un proiect de hotărâre ce prevede majorarea pensiilor cu doar 1% de la 1 octombrie. Indexarea simbolică este egală cu nivelul inflației înregistrat în primul trimestru al anului, explică autoritățile. La fel, cu 3 luni înainte de alegerile prezidențiale, guvernul a decis majorarea cu 200 de lei a indemnizațiilor pentru vârstnici cu pensii mai mici de 3.000 de lei. Astfel, această categorie de pensionari, dar și persoanele cu dizabilități, vor mai primi de două ori pe an câte o indemnizație de 900 de lei. Deputatul PMP Constantin Codreanu a ajuns la unitatea de primire urgentă din Focșani după ce a fost rănit într-un accident de circulație produs pe șoseaua de centură a orașului din România. În ce stare este el acum, aflați imediat în Telejurnal. Riscă să fie pedepsit pentru că a arborat drapelul României pe o biserică aflată în construcție. În această situație este un preot din raionul Ungheni. El acuză poliția că i-ar fi întocmit un proces verbal de sancționare, dar nu i-a oferit o copie. De cealaltă parte, polițistul de sector ne-a declarat că nu a stabilit deocamdată dacă preotul a încălcat legea drapelului de stat și urmează să decide dacă va fi întocmit un proces verbal sau nu. Nicolae Tverdohleb din satul Romanovca este preot în cadrul Mitropoliei Basarabiei, subordonate canonic Patriarhiei Române. Slujitorul bisericii povestește că prima vizită a polițistului de sector a avut loc sâmbata trecută, iar omul legii i-a cerut să dea jos drapelul românesc, ceea ce a și făcut. Era numai românesc pentru că la noi suntem în construcție. Suportul încă nu erau gata. Suporturile și când a fost aici moldovenesc, adică le-am avut pe ambii, dar la moment era numai tricolorul românesc era. Și mi s-a spus, eu l-am dat pe câteva ori, l-am dat jos, pe urmă după aceea le-am pus pe ambele, la ziua limbii noastre. Eu n-am știut de legile acestea, că sunt așa legi, că eu interzis la noi în țară ca să arborez tricolor românesc. Dar eu fiind în Patriarhie Română și am cetățenie românească și eu cred că n-am, eu socot că n-am încălcat cu nimica.
După ce muncitorii au instalat suportul pentru două drapele, preotul a arborat steagul Republicii Moldova alături de cel al României. Peste câteva zile s-a pomenit din nou cu polițiști la ușă, atât din localitate cât și din orașul ungheni. Părintele afirmă că i s-a întocmit un proces verbal de sancționare, dar se consideră nevinovat. Mi-a făcut proces, m-a obligat ca să le cobor, să le dau jos. Și eu am fost împotrivă și chiar în procesul verbal am spus că nu recunosc vina și nu sunt vinovat cu cei ce ne acuză din procesul verbal ăsta. Ne-au arătat, adică, oarecare punct eu am încălcat din regulile drapelului și adică eu n-am dreptul ca să aborez drapelul, mai ales a altor țări. A mers la polițistul de sector din comuna Cornești pentru a afla ce lege a încălcat preotul atunci când a arborat ambele drapele la biserică. Acesta a refuzat să vorbească în fața camerei de luat vederi și ne-a spus să luăm legătura cu ofițerul de presă al poliției din Ungheni. Polițistul ne-a spus totuși că această cauză este în investigație și că urmează să decide dacă va întocmi sau nu un proces verbal pe numele preotului. Nici Cristina Vicol, ofițerul de presă al Inspectoratului Poliției din Ungheni, nu a răspuns la telefon pentru a ne oferi informații despre acest caz. Legea privind drapelul de stat prevede posibilitatea arborării steagului altor state alături de cel al Republicii Moldova în anumite condiții. În cazul arborării drapelului de stat împreună cu drapelele altor state pe teritoriul Republicii Moldova, drapelul de stat are prioritate și va ocupa locul de onoare, iar dimensiunile lineare ale altor drapele nu vor depăși dimensiunile lineare ale drapelului de stat. Acum o lună, o tânără din Durlești s-a ales cu o amendă de 40.000 de lei după ce a fost cercetată în mai multe dosare pentru că a arborat drapelul român în curtea casei sale acum 2 ani. Dizolvarea legislativului și alegerile parlamentare anticipate sunt singura modalitate de a depăși criza politică de la Chișinău. O spune președintele țării Igor Dodon în contextul în care coaliția de guvernare a rămas oficial cu doar 48 de mandate. Șeful statului afirmă că soarta alianței de guvernământ va fi decisă săptămâna viitoare, atunci când guvernul va veni în Parlament cu rectificarea bugetului de stat și cu un set de proiecte extrem de importante pentru Republica Moldova. Președintele Igor Dodon spune că în contextul în care mulți deputați au migrat de la un partid la altul, alegerile anticipate sunt singura modalitate de a oferi legitimitate forului suprem al țării. Eu consider că Parlamentul trebuie mai repede dizolvat, trebuie de creat mecanisme ca să nu mai treacă deputații dintr-un partid în altul și să alegem alt parlament. După ce deputații democrați Vladimir Andronache și Eugeniu Nichiforciuc au fost excluși din formațiune, coaliția PDP-SRM a rămas fără majoritate parlamentară, lăsând guvernul Chicu fără un sprijin politic cert în Parlament. Adică avem 48 de deputați. Și întrebarea care vine de la sine, dar ce facem mai departe cu această coaliție? Eu îmi doresc să fie o coaliție stabilă, să putem vota legile pe care le înaintează guvernul. Dar cum să votez un prim-ministru sau un speaker după alegeri prezidențiale dacă ai 48 de mandate? Între timp, Partidul Acțiune și Solidaritate a confirmat întâlnirea dintre liderul PAS, Maia Sandu, și liderul PDM, Pavel Filip. Cei doi ar fi discutat despre situație economică și socială dificilă din țară. Ei sunt băieți mari, pot să întâlnească la Parlament unde doresc, nu văd nicio problemă. În general, consider că este corect să aibă loc dialog între toți. Ce a discutat? Demisii, nu demisii. Fiecare partid, lider de partid, își face agenda sa. Săptămâna viitoare, Parlamentul Republicii Moldova se va întruni în prima ședință din sesiunea de toamnă-iarnă. Atunci urmează să fie dezbătut proiectul rectificării bugetului de stat și un set de alte proiecte convenite cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional pentru a obține un nou împrumut din partea FMI. Judecătorul Vladislav Klim a fost numit președinte al Curții de Apel Chișinău. Decretul de numire în funcție semnat de președintele Igor Dodon a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial. Vladislav Klim este numit pe o perioadă de 4 ani. Pentru această importantă funcție, el a avut un singur contracandidat, vicepreședintele Curții de Apel Chișinău, Iurie Iordan. Vladislav Klim este fiul lui Nicolae Klim, a fost președinte al CSM. De numele celor doi judecători sunt legate mai multe dosare cu soluții controversate.
Deputatul PMP Constantin Codreanu a fost rănit astăzi într-un accident produs pe șoseaua de centură a municipiului Focșani din România. Mașina în care se afla a fost izbită din spate de un alt autoturism. Deputatul se afla pe bancheta din spate și în urma loviturii s-a ales cu fracturi în zona lombară și un traumatism craniofacial. El a fost preluat de o ambulanță Smurd și transportat pentru îngrijiri medicale la unitatea de primiri urgențe din Focșani. Autoritățile au deschis un dosar penal, iar șoferul care a provocat accidentul este cercetat pentru vătămare corporală din culpă. Constantin Codreanu este președinte al Comisiei pentru Comunitățile de Români din afara granițelor țării și membru al Delegației Parlamentului României la adunarea parlamentară a Francofoniei. Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Viorica Dumbrăveanu a primit ordinul de onoare oferit de șeful statului pentru merite deosebite, muncă îndelungată și prodigioasă. Ce spun oamenii despre gestul președintelui, aflați din Telejurnal. 3 din cele 6 persoane reținute în dosarul cimitirului Sfântul Lazar din Chișinău au fost plasate în arest preventiv. Directorul, directorul adjunct și încă o persoană au primit 30 de zile de arest preventiv. Alte 3 persoane dintre cele reținute marți vor fi cercetate în stare de libertate după ce au încheiat un acord de recunoaștere cu anchetatorii. Sunt mai mulți învinuiți pe cauza penală, care au fost înaintate diferite învinuiri. 324, 325, 326. S-a solicitat în privința acestora aplicarea măsurii preventive, rest preventiv, care a fost examinat acum. CNA a dat publicității mai multe imagini filmate cu camera ascunsă în care funcționarii acuzați cer și primesc mită de la diverse persoane pentru a le oferi locuri în cimitir. Potrivit datelor din anchetă, membrii grupului cereau între 5.000 și 7.000 de lei pentru un loc de înmormântare. De asemenea, cei care voiau să rezerve un loc în cimitir trebuiau să plătească dublu față de taxa de stat, 4.612 lei. Dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă până la 10 ani de închisoare și amenzi penale. Constantin Oboroc, fost deputat în ultimul parlament al URSS, va candida independent la alegerile prezidențiale de pe 1 noiembrie din Republica Moldova. El a acceptat provocarea lansată de un grup civic. Până acum, în cursă pentru funcția de președinte al Republicii Moldova, au intrat 7 persoane. Este vorba despre Tudor Deliu, Renato Usatâi, Andrei Năstase, Maia Sandu, Andrian Candu, Octavian Țâcu și Dorin Chirtoacă. CEC le-a înregistrat grupurile de inițiativă pentru colectarea semnăturilor. Candidații trebuie să strângă cel puțin 15.000 de semnături. Cu singur gând, menționați din și cei circa 900 de oameni din acest grup intuiesc că lucrurile se complică în țară. Există soluții și pentru situația în care ne-am pomenit noi. Tocmai de asta i-am dat acordul și tocmai de asta eu voi candida la funcția de președinte a Republicii în calitate de candidat independent. Nu pentru ca să vin să exercit doar obligațiunile mai mult onorifice ale președintelui Republicii, pentru că are foarte puține pârghii limitate ca să influențeze direct viața noastră, dar pentru că să inițieze niște acțiuni exacte și concrete ca noi să ne ridicăm din genunchi. Pe final de mandat, președintele Igor Dodon a oferit 10 de distincții de stat mai multor funcționari publici și oameni de cultură. Printre aceștia, ministrul Sănătății, Muncii, Protecției Sociale Viorica Dumbrăveanu, dar și fostul lui președinte al Curții Constituționale Vladimir Țurcanu. Dumbrăveanu, care săptămâna trecută a ieșit pozitiv la testul pentru COVID-19, a fost distinsă cu ordinul de onoare oferit de șeful statului pentru merite deosebite, muncă îndelungată și prodigioasă. Se întâmplă la doar câteva zile după ce Republica Moldova a depășit pragul de 1.000 de oameni răpuși de COVID.
Inițial, Igor Dodon a afirmat că îi va oferi ministrului sănătății gloria muncii, dar s-a răzgândit în scurt timp. La această etapă au fost decorați peste 400 de lucrători medicali din toate raiunile de curte și Moldova. Doamna ministru, a fost o idee. Vedem. Poate o să decorăm mai târziu. Mai are încă de muncă multă. O lună mai târziu i-a oferit totuși Ordinul de Onoare. Oamenii au însă altă părere decât șeful statului. Distincția ar trebui să primească muncitorii, nu funcționarii publici, spun cetățenii. Nu poți să dai la un funcționar care astăzi într-o funcție publică să-i dai un ordin, un medal. El își face jobul. El trebuie să-l facă, dar socot că să dea așa un ordin pe așa un timp, cu așa rezultate, cu așa... Asta e pur și simplu, cum să vă spun, nu așa țărănește, nu-i frumos. Eu socot ca medici și ca oameni, merită ordine și salarii, și, dar ca profesional absolut nu merită deloc nimic. Ca profesionalii nu specialiști, nu pot face, nu s-au pregătit și nu sunt pregătiți nici în ziua de azi pentru a întâlni nu numai virusul ăsta, și alt care o să vie și bolile simple. Dar ce-a făcut ea? Ce-a făcut ea? Nu a făcut nimic. Cât are? Are un an de când nimic nu a făcut și eu cred că nu merită. Merită oamenii aceia care pământurile nu le lucrează din cauza că o grămadă pedici le pun. Dar nu merită aici care șed în birou. Și așa, și așa, știți? Ei au statul lor, au interesele lor, problemele lor, n-au nimic cu statul ăsta. Ei cu noi n-au nimic. Sunt străini care își fac interese de gașcă, de familie, de cumătri, de partid. Și Vladimir Țurcan, fostul președinte al Curții Constituționale, a fost decorat de către fostul său coleg de partid, Igor Dodon. Magistratul a primit Ordinul Republicii, deși a fost demis din fruntea Curții prin vot de neîncredere pentru încălcarea atribuțiilor sale. Au mai fost decorați și alți funcționari publici, printre care președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Valeriu Chițan, și directorul Institutului Național de Justiție, Diana Scobiuală. Instituția prezidențială spune că distincțiile au fost oferite pentru merite deosebite față de stat, muncă îndelungată și prodigioasă în diverse domenii, înalte calități profesionale și activitate intensă pe tărâm social. Asociația localnicilor sirețenii de pretutindeni și autoritățile locale și-au propus să amenajeze spații de odihnă și sport pentru localnici, creând astfel condiții moderne de recreere în sat. Au câștigat un proiect în cadrul programului Diaspora Acasă Reușește și vor primi finanțare pentru amenajarea unui parc și construcția unui teren de sport în Sireț. Din partea localnicilor și a diasporei este necesară o contribuție de 110.000 de lei. Satul Sireț are o populație de aproximativ 6500 de locuitori. Deși își doresc să facă mișcare, tinerii sunt nevoiți să folosească un teren neamenajat, iar alții merg să facă sport la câțiva kilometri distanță. Vreau să avem aici un teren de sport amenajat, modern, pentru toți copiii și tinerii din Sireț. De asemenea, localnicii nu dispun nici de un spațiu de odihnă în zonă. Așa că localnicii din Sireț și-au propus să construiască un teren de sport modern și să amenajeze un parc în care să-și petreacă timpul liber. Cetățenii noștri a satului Sireț iubesc sportul. Avem pe teritoriu un teren mare de fotbal bine amenajat, un teren de volei, dar ducem lipsă și de un teren de basket, care toți și elevii și tineretul iubește această probă sportivă. Avem nevoie de un teren de basket, fiindcă alături este filiala liceului teoretic, care duce lipsă de spațiu pentru practicarea lecțiilor de educație fizică. Pentru majoritatea tinerilor, timpul liber se rezumă doar la plimbări, iar odată cu construcția unui teren de basket, sportul va deveni o prioritate pentru semenii mei. Sportul fiind o prioritate pentru satul Sireț, am decis împreună cu cei din diaspora și cu locuitorii satului Sireț să construim un teren de sport în aer liber. Acest teren de sport, fiind imediat apropiere de școala primară, va putea fi utilizat atât pentru copii pentru a practica educația fizică, dar totodată va putea fi utilizat și de tinerii din localitate pentru alte activități sportive. Tinerii din diaspora care s-au implicat în susținerea proiectului sunt siguri că își vor lăsa amprenta asupra dezvoltării localităților natale. Locuind o perioadă în Marea Britanie și văzând oportunitățile tinerilor de acolo, am hotărât împreună cu diaspora să ajutăm la construcția unui teren de sport în imediată apropiere a unui teren de joacă pentru copii din localitatea noastră.
Bugetul total al proiectului este de 620.000 de lei. Guvernul Elveției a contribuit cu 110.000 de lei, Guvernul Republicii Moldova a alocat 250.000 de lei, iar Primăria Sireți oferă 150.000 de lei. Localnicii și cei din diaspora ar trebui să strângă și ei 110.000 de lei. Avem nevoie de contribuție și implicarea tuturor băștinașilor. Prin donații mici putem realiza fapte mari. Vă chemăm să donați! Cu drag pentru acasă, cu drag pentru Sireți! Nici măcar supereroii nu sunt imuni la coronavirus. Mai multe publicații din domeniul cinematografic anunță că Batman are COVID. Despre ce este vorba, vă dezvăluim în telejurnal. În România, lupta pentru salvarea bolnavilor de COVID-19 se duce inclusiv în aer. În august, numărul zborurilor medicale s-a triplat. De cele mai multe ori, pacienții în stare critică au fost duși în spitalele care mai aveau câte un pat liber la ATI. O echipă a televiziunii române a participat la o misiune de transfer a unui bolnav de COVID-19. Un reportaj de Adelin Petrișor și Romeo Stancu. Doi piloți MAI și mai mulți salvatori ai smurți se pregătesc să ducă la Constanța un bolnav de COVID-19 de la Spitalul Bagdasar. Bărbatul nu este intubat, dar este în stare gravă și are nevoie de terapie intensivă, iar medicii au găsit un loc la Constanța. Cazuri foarte grave, toate care au fost transportate aerian, proporție de 95% au fost pacienți intubați și ventilați mecanic sau pacienți cu ventilație non-invazivă. Și care sunt foarte greu de manipulat. Manipularea lor este îngreunată și datorită costumelor de protecție și sunt pacienți în general instabili. Luna trecută, piloții MAI au avut 44 de astfel de misiuni și au dus dintr-o localitate în alta 55 de bolnavi în stare gravă care aveau nevoie de internare la terapie intensivă. Un astfel de zbor nu este niciodată ușor. Este destul de incomod, vara este foarte cald. Este chiar neplăcut și necesită o atenție deosebită pentru că îmbrăcămintea nu ți conferă lejeritatea mișcărilor normale și creează un disconfort destul de mare. În prezent, România are peste 500 de bolnavi de COVID-19 internați la ATI. În spitalele care tratează această boală sunt în total peste 1000 de locuri la terapie intensivă. În funcție de numărul de cazuri, autoritățile sunt nevoite să mute pacienții cu forme severe în localitățile unde mai sunt paturi libere. În această vară, piloții Ministerului de Interne au avut peste 60 de misiuni în care au transportat 75 de bolnavi în stare foarte gravă. Odată cu venirea sezonului rece, ei se așteaptă ca numărul unor astfel de misiuni să crească. De la Băneasa pentru Telejurnal, Adelin Petrișor și Romeo Stancu. Pericol iminent de incendii în Grecia. Ministerul Român de Externe informează cetățenii români care sunt în Grecia sau plănuiesc să ajungă astăzi acolo că autoritățile locale au emis o avertizare de incendiu pe aproape întreg teritoriul țării. Sunt vizate regiunile Atena, Salonic și Halkidiki, dar și unele dintre cele mai populare insule, printre care Zakynthos, Corfu, Rodos și Chios. Temperaturile ridicate și vântul puternic fac din această zi cea mai periculoasă din an, pentru că incendiile de vegetație sunt întoi, a declarat ministrul grec pentru protecție civilă. Batman are COVID. Este vorba despre actorul britanic Robert Pattinson, care a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, afirmă mai multe publicații de specialitate. În consecință, producția la noul film Batman a fost suspendată. Pattinson, în vârstă de 34 de ani, a fost plasat în izolare. Filmările la noul Batman se reluaseră de doar 3 zile după ce au fost oprite în martie din cauza pandemiei. Deși thrillerul filmului a fost lansat, ar mai fi încă 3 luni de filmări până la final. Realizarea peliculei. Lansarea programată inițial pentru vara viitoare a fost amânată pentru luna octombrie 2021. Atât pentru această oră. Cu mai multe informații vă așteptăm la telejurnalul orei 18. Rămâneți cu TVR Moldova. Eu sunt Victoria Ocare și vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă vă doresc. La revedere!